кочевниками золотой бестра, как обманут ты был, как вонщен... Și la micul samaritean astăzi, ceva pe linie se întâmplă, toate cântecele se transmit pe fragmente, să vedem ce se întâmplă. Но не такой уж плохой. Я человек искренний, стараюсь быть честным и откровенным. Соседа моего не обижаю. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, dar de ce se întrerupe micul samaritean? Se lucrează, se lucrează, se fac lucrări tehnice. Aha. Bine, mulțumim! Da, cu plăcere! Continuam să observa, să trage concluzia acesta foarte liniștit cu Iisus. Înseamnă surplus de în fața provocării și noi mulțumim